este o tendință așa de apropiere, în special către catolici. Au început să deschidă școli aici pentru copii. Ce o să facem dacă episcopii o să meargă cu catolicii? Că se pare că ăsta ar fi planul. Încet, încet, lumea ce să facă dacă nu apare un episcop? Cred că nimeni nu poate să vă răspundă, că nu are nimeni puterea proroșilor, nu? Deja, în gura mare, episcopii spun la studenți teologi, duceți-vă la Roma. Așa este. Da. Pentru că deja a pus un mare preos, trebuie să început acolo să schimbe profesia. Dacă văd că n-au credincioși în biserică, nu? Francezii, dacă au văzut că nici linia Maginot, nici alte pregătiri militare nu le-au ajutat și germanii pătrând pe tot, da, au spus, șofchite, să salveze cine poate, da. Da. Cred că și acum salvarea va fi cam, nu zic individuală, dar religia se va putea face în familie. Așa. Deci tata, mama și cei puțini. Da. Deci nu mai fi religie de masă, de proporții. Ca la începutul veacului, ca în catacombe, într-un fel. Da, da. Ceea ce am propus și eu cu Marea Samuraiva. Așa, da. Păi și atunci, deci, în zilele de pe urmă, deci atacul împotriva creștinilor va fi mai mult extern, deci de la politic, sau mai mult intern, din cadrul intern, bisericii? Intern. Aici e viclenia așa mare. Din cadrul bisericii, deci. Da. Ei singuri vor spune putare desfințată, putare desfințată, putare desfințată, gata. Mergeți la catolici, mergeți la putare, faceți. Adică aici e vicrenia cea mai mare. Da. Că nimeni nu vei putea acuza pe anticrist că ei au lovit. Vicrenia e mult mai mare. Decât acea împăraților care tot jumătatea aceea de catatepiasmă îi spunea împărat persecutați pe ăștia te că fiindcă ești împotriva ta împărate. Da. Da. Dar cel puțin ăla a luat măsura. Acum nu. Diavolul spune voi între voi să vă distrugeți. Să distrugeți, da. Vor da premii mari, mari la cei care vor pâră. Și vor pâră și copiii de părinți, și pe... S-a întâmplat și pe Policeu Sescu. Da.